Bună, dragii mei! Bine ați venit pe canalul meu, Cristina Gătește din Inimă. Aici veți putea găsi rețete ușoare de pregătit, foarte delicioase, ca la noi acasă. Vă doresc vizionare plăcută! Salutare, dragilor! Astăzi vreau să vă arăt o rețetă interesantă de biscuiți de cocos cu ciocolată. Foarte, foarte fin și foarte delicios. Dați vă arăt cum arată. Așa arată. Sunt decorați cu ciocolată. Sunt și pe aici, și așa, și așa, decorați cu ciocolată. Foarte, foarte gustoși. Aceștia biscuiți de pe masa dulce a evreilor nu lipsește de Paște. La dânsul de Paști, asta e foarte întrebat, biscuiții de cocos, fiindcă în orice magazin în Israel de Paști, numai biscuiți de aici găsești. Adică de poste, de alora. Așa că am decis să vă arăt și vouă. Dați eu unul, să rup, să vă arăt ce bunătate este. Uitați-vă. Foarte gustoș. Dați să-i facem. Așa, deci vom avea nevoie de 330 de grame de albuș de ou, de 200 de grame de fulgi de cocos, dar să vedem, a să meargă tot sau a să mai trebuiască. Eu aici am cântărit 200 de grame. De 70 de grame de zahăr pudră, de 50 de grame de amidon și pentru decor ciocolată. O vom topi o cu lapte sau cu frișcă. Deci dați mai întâi de toate să batem bine albușurile. Albușurile la mine au fost înghețate, deci voi când separați și vă trebuiește doar gălbănușul, albușurile le puteți congela. Și când vă trebuiește le descongelați și le folosiți. Asta eu a doua oară fac chestia asta și sunt foarte, foarte bune. Deci dați mai întâi de toate să batem albușurile cu un pic de sare. Adăugăm în bolul de la mixer albușurile, adăugăm puțină sare, e ca așa, și începem să batem. Așa, am bătut bine. Vedeți, dacă sunt congelate, tot se bat foarte, foarte bine. Acum adăugăm zahărul pudră. Așa. Și mai batem să-l încorporăm. Este gata. Uitați-vă ce spumă. Acum luăm un pic de cocos, de fulgi de cocos, așa, și o încorporăm cu amidonul. Puteți în loc de amidon să puneți făină, dar cu amidon ele iese mai fine. Așa, uitați-vă ce de groasă. Acum începem să adăugăm câte puțin de amidon cu cocos și să-l încorporăm. Acum adăugăm cocos. Eu îl voi adăuga tot și să vedem dacă să mi trebuiască. Așa, îmi mai trebuie. Acum mai cântăresc. Să vă spun exact cât a să meargă.
Так, aici am dat să fac 120. Așa. Mai adăugăm 120. Și să avem în total 320. Așa, în total a mers 320 de, e că așa trebuie să primească o masă pufoasă. Mai departe, aici am pus o formă, a să vedem dacă a să primească cu forma să fac, ok, dacă nu, vom forma cu mâna. Adăugăm aici compoziția. Așa, începem să formăm biscuiții. Puteți să-i faceți mai mari. Așa, o parte sunt gata. Le dăm la temperatură de 160 de grade până ce se ruminesc. Așa, puțin. Facem a doua parte. Deci, prima parte le-am scos. Uitați-vă ce bine arată. Le luăm de pe tavă. Sunt micuți, nu sunt mari, mari, dar voi puteți faceți mai mari dacă doriți. Nu-i problemă. Vreau să vă arăt ce de bine arată. Uitați-vă, numai că e alb și nu prea se vede, da? Sunt super pufoase. Delicioase. Acum topim ciocolata. Luăm ciocolata și puțin lapte și în microunde pentru 10 secunde, apoi încă 10 dacă ne mai trebuiește, până ce stopești ciocolata. Încă așa. Eu am ținut-o 30 de secunde. Întâi 10, apoi 10 și încă 10. Nu am pus tot o dată 30 de secunde ca să nu mi se ardă. Așa. Ciocolata este topită. Și începem. Dau mai așa. E o formă de la baghete. Și încep. Facem așa. Așa. Și le punem aici. Apoi le dăm la frigider să întărească ciocolata. Așa, acum le dăm la frigider să întărească ciocolata, apoi le decorăm deasupra. Așa, am scos și a doua parte. Tot sunt foarte super. Și tot le muiem în ciocolată. Le dăm la frigider să întărească ciocolata, apoi le decorăm cu ciocolată pe deasupra.
Așa, le dăm la frigider acum. Așa. S-a întărit ciocolata, le întoarcem și le decorăm în afară. Așa. Gata, le-am decorat, le dăm înapoi la frigider. Și așa procedăm și cu aieslante. Sunt ce este gata, tot le dăm la frigider.